Ochilor cu întorsături. Misterios de misterios, nu le reziști. Cu înregistrări non-stop, noi nu ne lăsăm deloc. Alfred, ariciul detectiv. Ochii unui hoț. N-am văzut ceva mai rău decât asta. E groaznic. Eu aș zice mai rău decât groaznic. Sper că la bazarul școlii se vor aduna suficienți bani pentru reparații. Hei, și eu am făcut ceva. Veniți să vedeți ce. O să-mi vând desenele. Wow, Lily, dacă toți vor fi ca tine, n-o să ne fie greu să strângem banii. Vorbește în numele tău. Eu am o problemă. Nu știu ce să fac pentru bazar. Problemă? Parcă făcusești biscuiții tăi cu ovăz și stafide. Așa este, dar i-am înfulecat pe toți. Ajutor! Ajutor! Hoțul! Faceți ceva! Milo, grăbește-te! Bea niște apă, Cynthia. Puțină gheață ar fi fost mai bună. Cynthia, ce s-a întâmplat? Eram afară, lustruind clopoței de vânt. Ce drăguță sunt și specială și isteață. Și mi s-a rupt cârpa. M-am dus în casă după alta, dar când m-am întors, clopoței mei de vânt dispăruseră. Trebuie să-i găsești! Sunt pentru strângerea de fonduri. Echipa de basket se bazează pe mine. La fel și directorul, școala, întregul oraș. A uitat să pomenească universul. V-am auzit! Cine i-ar face așa ceva unei fete deosebite ca mine? Prieteni, e serios de misterios. Micuța mea Camil, caută indicii acolo. Alfred, noi doi am putea începe de acolo. Mă ocup eu de asta. Ei bine, dacă insiști. Hei, veniți! Am găsit ceva. Urme proaspete de gheare. Ce înseamnă asta? Înseamnă că noi căutăm un patruped. Sună atât de înfricoșător! Ar trebui să stau deoparte în caz că acest patruped înfulecă, să spunem, sconș. Nu-ți face griji, Milo. Un patruped e un animal cu patru picioare și judecând după urmele lăsate, căutăm un animal mic. Oh, atunci am revenit la anchetă. Bravo, Camil! Ai găsit primul indiciu. Alfred! Mă bucur că te-am găsit. Am fost jefuit. Jefuit? Și tu? Da, hoțul mi-a răvășit locuința. Abia aștept să pun lăbuțele pe el. Crezi că e același hoț? Nu știu, dar ar trebui să ne ducem acolo. Da. Așteptați-mă! Oh, nu mai am baterie. Ce mă fac? Avem una acasă, m-aș putea duce după ea dacă vrei. Nu, Lily, mă duc eu, e vina mea. Ar fi trebuit să verific. Rămâi cu Camil și cu Milo. Crezi că sunt prea mică să mă duc singură, nu-i așa? Nu, păi, da. Alfred, pot să fac asta, te rog. Avem un hoț de prins. Iar timpul trece repede. Bine, ia bateria și vino la Victor urgent. Nu o să te dezamăgesc. Camil, ai putea? Desigur, Alfred. Mergem odată? Aș vrea să prind hoțul anul ăsta. Întotdeauna o face pe șefa. Te-am auzit. Hei! E cineva acolo? E cineva? Lily, ești înăuntru? Deschide! Cheia! Avem o mică problemă. M-a încuiat cineva înăuntru. O, Doamne, au luat cheia. Nu intra în panică, nu intra în panică. N-am intrat în panică. Bine, nici să nu intri. Știu, mă duc după Alfred. Stai aici, nu mișca.
de parcă aș avea de ales. Să inventariem lucrurile dispărute. Victor, ne poți ajuta? Păi, să vedem. Ceasul meu, mi-a luat ceasul, e o raritate. Te referi la cel de la încheietură? A? Fiu, ce îngrijorat am fost. Ah, tabloul cu bunicul lipsește, e neprețuit. Te referi la tabloul ăla? Mă bucur să văd că bunicul încă e cu noi. Ai remarcat dacă îți lipsește ceva, Victor? Ha? Din câte îmi dau seama, nu lipsește decât niște folie de aluminiu. De ce ar lua cineva folie de aluminiu? Bună întrebare, Milo. Poate nu e interesat de valori. Poftim? Clopoței mei sunt neprețuiți. Bine, deci, indiferent de ce ar căuta, folia de aluminiu e al doilea indiciu. Alfred, vino repede! Lily are probleme! Să mergem! Scuze, domnule. Lily, ești bine! Lily! Alfred? Lily, îndepărtează-te de ușă, o s-o sparg! Au! Chiar mă îngrijorezi. Știu, am citit undeva că pot să deschizi o ușă cu o agrafă de păr. De reținut să am mereu la mine o agrafă de păr. Bună, Alfred! Lily, ești afară? Sunt bine, nu-mi vine să cred că nu m-am gândit mai devreme la acoperiș. Începe cu începutul. Ce s-a întâmplat? Am intrat, am luat bateria, dar hoțul a închis ușa în urma mea. L-ai văzut? Îl poți descrie? M-am descurcat mai bine. L-am și desenat. Lily, ai fost inspirată. Datorită ție avem al treilea indiciu. Pare rău și viclean. Pare că poartă o mască. Nu o să ne dăm seama cine este. Prieteni, înainte de a ne lua valul, să revizuim indiciile. Primul ne spune că e vorba de un animal mic cu patru picioare și ghiare. Asta nu ne ajută prea mult. În pădure sunt sute de astfel de animale. De asta trebuie să examinăm cu atenție al doilea indiciu. E ciudat să furi folie de aluminiu. Nu uitați că ne-a luat și cheia. Așa este, ce au în comun folia de aluminiu, clopoței de vânt și cheia? Știu eu, sunt din metal. Lily are dreptate, fură metal. Poate îmi fură aparatul dentar de pe strungăreață. Nu ai strungăreață. Așa e, tot uit. Nu cred că ăsta e răspunsul. În bucătăria lui Victor mai erau câteva obiecte de metal pe care nu le-a luat. De exemplu, tigaia mea preferată. Trebuie să ne mai gândim puțin. De la atât a gândit, mă doare creierul. Chiar nu putem aresta pe cineva? Ar putea cineva să miște acea cutie? Lumina îmi vine direct în ochi. Stați așa, asta era. Ce anume? Toate strălucesc, folia de aluminiu, cheia și clopoței de vânt. Strălucesc, se pare că hoțului îi plac obiectele strălucitoare. Mare scofală, tot n-am aflat cine mi-a furat clopoței de vânt. Poartă o mască, ai uitat? Ăsta e al treilea indiciu. Bunicul mi-a spus odată, nu lua nimic de bun, anchetează tot. Cu alte cuvinte? Dacă nu avea mască, dacă așa arată el. Interesant. Sigur că da. Știu cine e hoțul. Spune-ne, Alfred, cine din pădurea cioturoasă are ochi de hoț? Acolo e răspunsul vostru. Clopoței mei de vânt. Folia mea. Ochii hoțului. Bună, Alfred, s-a întâmplat ceva? Îți spun eu ce s-a întâmplat, infractor, nevolnic și hoț. Eu am vrut să fac asta. Ar trebui să fie atentă pe unde merge.
Îmi plac chestiile strălucitoare. Am văzut clopoței ăștia de vânt pe un scaun și nu m-am putut abține. Apoi am văzut folia de aluminiu și cheia. Adun obiecte strălucitoare. Nu se poate să furi așa, JJ. Știu, știu, n-am vrut să fac rău. Pot să mă revanșez? Știu exact cum. Atenție, o clipă, vă rog. Vă anunț cu bucurie că am strâns suficienți bani pentru a repara terenul de basket. Bravo! Hai, ești gata? Da. Ai ratat o pată, nu vei, Jay? E totul în ordine? Am vândut tot, în afară de ăștia. Ratonii fac parte din familia rozătoarelor. Foarte des ies noaptea din ascunzătoare în căutare de hrană. Sunt atrași de obiectele strălucitoare, exact ca JJ.